V-am regăsit, dragi telespectatori! Astăzi cu și despre Luisa Martinescu, actriță la teatru de Stat din Constanța. Bine ai venit alături de mine, Luiza alături de noi, de telespectatori. Mă bucur tare, mult că am reușit să te aduc aici, în platoul emisiunii. Mulțumesc pentru invitație! Și eu mă bucur. Înainte de a începe noi uh, uh, povestea de astăzi, Dăm voie să spun la mulți ani. Mulțumesc. Pentru că, fix peste o săptămână, este ziua ta și așa eu am grijă e, să spun de fiecare dată la mulți ani. Am vrut să o spun acum și cu martori, ca să zic așa. Iar pupicii și cadurile săptămâna viitoare! <laughs> mulțumesc tare mult! Luisa, uh, ai copilărit la Amara, mm -hmm. da? într-o familie de profesori. Ai avut o educație spartană, ca să zic așa. Îmi uh, imaginez că și așteptările din partea părinților vis-a-vis uh, -vis de tine erau destul de mari, destul de înalte. Uh, cum a fost uh, copilăria ta și cu ce amintiri vii astăzi în platoul emisiunii? Am avut o copilărie superbă pe malul lacului Amara, într-o stațiune mică, asemănătoare cu Techirghiolul, pentru cei care nu au ajuns până acum la Amara, într-o comunitate mică și foarte vie, ușor pestriță, ca să spun așa, dar care mi-a adus mari bucurie. Copilăria mea a mea a fost așa plină de de toate cu uh, uh, uh tot felul de sporturi practicate cu pe malul lacului cu tabăra de copii ce se afla vis-a-vis -vis de casa părinților mei unde permanent veneau noi și noi grupuri de copii din toată țara Vă și ne împrieteneam și nu erau telefoane mobile pe atunci ne trimiteam scrisori Scri când și când a fost așa am niște amintiri extraordinare și acum când mă întorc sigur privesc S-a schimbat odi. acum s-a schimbat locul, atmosfera, știu eu, energia. Energia nu s-a schimbat, nu? dar s-au schimbat obiceiurile copiilor de atunci, copiii generațiile astea de copii au cu totul alte preocupări, acum îi găsești cât mai puțin pe afară, ceea ce nu, nu ni se întâmpla, adică reprezenta o mare pedeapsă dacă auzeai din partea vreunui părinte, nu mai ești din casă. Pe când acum copiii ăștia stau cu tabletele, cu telefoanele, în casă, fără nicio problemă îți spuneau părinții, nu mai ești din da. casa lui Iza, ești pedepsită. Da, da, era, <laughs> Asta era drama. De era uh, tocmai spuneam puțin mai devreme că te-ai născut într-o familie de profesori. Mama, da. profesoară de limba franceză și tata, profesor de sport. Uh -huh. Cum a fost educația lor? Cum a fost știu eu, o fuziune aceasta între tine, copil și doi părinți profesori? Um... Această, această copilăria mea, marcată de doi uh, părinți profesori, cadre didactice, a venit cu o serie de responsabilități, uh, atât a lor, cât și a mea. Pentru ca... că se spunea că este fata doamnei Martinez, exact, domnului Martinescu, exact. nu are voie să și nu se în să. Exact, în comunitățile mici, evident că profesorul, preotul, doctorul, farmacistul sunt elitele, ca să spun așa, acelei comunități și se știe toată lumea cu toată lumea, tu ca și copilul Não avei voe să nimic, dacă era după ei. Să ceva nimic. Nu era okay. totul începea că asta e și spunea mama acum cu un ton așa mai uh, amuzant. Totul începea cu nu se cade, nu se poate, nu e frumos, uh, sau hal de copil de cadru didactic, sau de două cadre didactice. Și așa mai departe, e, a fost o presiune nu o mare. Nu? Evident, da. nu aveai voie să greșești. Iar dacă o făceai Trebuia să depinde suport de greșeală. Să suport că, da, și din partea părinților, dar și din partea comunității. Sigur că n-am greșit major, ca să spun așa, adică nu consider că mi-am făcut de râs părinții în vreun fel sau altul, dar a fost o presiune, pentru că um, nici eu nu eram un copil, așa unde îl pui acolo stă. Am avut o rebeliune cumva și mi-a fost greu de ce să nu recunosc. Ai Și un frate n-ai fost sigură da, singură da. la părinți, ca să zic. Am un Cum frate. Îl Alexandru. Ce face Alexandru? Alexandru, a început uh, prin a face fotbal la Steaua București, uh, și apoi a mers uh, în foarte multe echipe din uh, din țara asta. Marea performanță știu că a atins-o la Sibiu, când s-a calificat Sibiu în Liga 1. Iar apoi drumul lui a luat o altă întorsătură, că sau a, a sucit așa, a, a, schimbat a schimbat macazul și a fost însoțitor de bord la o companie aviatică din Abu Dhabi ca acum să devină, în urma unei școli de pilotaj, să devină pilot la Wizard. Și este o mare performanță pentru el și o mare mândrie pentru noi. Sunt foarte puține spre deloc situațiile în care un fotbalist își depășește condiția, nu Sub nicio formă nu vreau să spun că uh, ar fi. Uh, um, uh, cum să spun. Uh mai puțin dotați intelectual sau mai știu eu ce, tot respectul pentru meserie și pentru aceste calități, dar uh, uh, el a schimbat macazul la 180 de grade și pentru noi este o mare mândrie ca dintr-un fotbalist, indiferent de performanțele la care a ajuns, să ajungă să uh, piloteze Boeing uh, la momentul ăsta mi se pare un lucru excepțional pentru este familia un lucru noastră. Este excepțional. Cel puțin. Reușiți să vă mai întâlniți? La amara să vă reuniți. E rar, dar când o facem o facem bine. Bănuiesc că de sărbători. De sărbători de regulă. Da? Am fost, spre exemplu, când făcea școala de pilotaj în cavala, în Grecia, ne-am dus noi la el în familie și căutăm să ne întâlnim de sărbătorile mari, paște, Crăciun, ne tot întâlnim prin țară sau acasă în casa părinților. Pe unde găsim soluții. Cum ai ajuns de la Amara la Constanța? Păi, Universitatea m-a adus aici. Inițial, eu trebuia să mă pregăteam să dau la București și viața m-a adus la Constanța. Am dat la o facultate. Uh, se numea Ecologie Marină și Protecția Mediului, uh, pentru că eu terminasem în profil uh, real și uh, știam uh, să, sau mă pregăteam pe matematică și uh, filozofie, psihologie. Și uh, am schimbat și eu cazu, așa, într-o fracțiune de secundă, m-am orientat aici cu matematica și uh, Filozofia. Dar uh, am intrat la facultatea de matematică și la facultatea de ecologie marină, dar asta am ajuns aici pentru că, uh, tu m-ai întrebat bine, uh, părinții mei, sau mai degrabă tatăl meu, nu a fost uh, de acord, mi-a oprit din scare această dorință de a da la teatru, pentru că profesorul meu de limba română de pe atunci. Uh, un mare profesor, domnul Antonescu, cu respect, îi port numele și uh, amintirea, uh, m-a sfătuit să dau la teatru, numai că... a căn... fost primul ochi da, uh, care mă punea a, să a descoperit în tine. Și spunea, spune tu, actrița noastră și așa, pentru că probabil citeam cu intonație și se părea lui că ar fi potrivită meseria asta pentru mine. Dar tatăl meu nu a fost de acord, a, uh, a spus profesori, actori, Mm, el era cumva nemulțumit de remunerația pe care o primeau actorii, uh, profesorii la vremea aceea și a considerat că intru în aceeași zonă financiară și mi-a recomandat o facultate mai de viitor. I s-a părut lui că ecologie marină și protecția mediului sună mai bine sau ar fi o facultate de viitor. Uh, s-a dovedit a nu fi pentru mine deloc ceea ce mi-am imaginat. Era o facultate de biologie extrem de pretențioasă, cu foarte multă învățătură, ca să spun așa, și nu m-am regăsit Când acolo. Când ți-ai dat seama că nu e pentru tine? Mi-am dat seama de la început, doar că n-am avut curajul la momentul ăla să, să iau și niște măsuri. Și m-a prins anul 3 la această facultate, iar în, în acel moment aveam niște restanțe bune. Dezamăgirea și suferința pe care o aveam, pentru că mă chinuiam să fac față, nu mi aparținea nimic. Simțeam că nu mi aparține zona, viitorul și așa, nu mă vedeam făcând asta. Și atunci am luat decizia să mă pregătesc singură să dau examen la Facultatea de Teatru din Constanța unde am și reușit cu Brio și ăsta mi-a fost apoi scris drumul ca și meserie, ca și loc de muncă în Și până la urmă cum au primit vestea? Tăi? Ai, îți dai seama că au primit-o cu imire, cu mândrie și cu acceptabilitate. Bineînțeles. Bine <laughs> pentru că orice părinte este fericit când copilul lui uh, face ceea ce îi place și își câștigă existența din ceea ce îi place, indiferent de. Momentele la care un părinte ți-a recomandat ceva, tu te-ai dus după el și uh, s-a dovedit a nu fi tocmai împlinirea acelui copil. Iar el și-a luat soarta în mâini și este fericit în zona în care a ales să activeze. Și atunci, ce poate fi mai. Bine, de atât și pentru părinte, și pentru copil. Ai fost elevă la clasa profesorilor? Uh, Liviu Manolache și Nina Udrescu. La Nina ai fost? Da, 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 da. da. Mi am da, fost da. la Diana Cherici, dar nu știu nu, de ce. Nu, nu era nu, altă nu, grupă. Nu, 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 nu. Anii de facultate, cum au fost, așa pe scurt, și ce au, cum te-au marcat, cum te-au format? Anii de facultate <coughs> au fost o nebunie pentru mine, venind cu suferința unei facultăți în care nu m-am regăsit. Deși am încheiat și acea facultate, în timp, am terminat-o, dar aici m-am simțit în rai, ca să spun așa, în raiul ideii de student. cel Te descopereai tu pe tine. M-am descoperit și tot ceea ce... Um, um, Lipsa de apartenență, pentru că făceam comparație fără să vreau. Lipsa de apartenență în zona respectivă, în, în, în zona de biolog, viitor bi biolog, de medicină, de așa, mi-a fost atât de. Atât de străină și de grea, recunosc, cu multe suferințe, în extrema cealaltă m-am bucurat de tot ceea ce însemn eu, în primul rând, ca persoană. Și atunci când ești valorificat, în primul rând, tu, ca persoană, pentru că am în zona de teatru, noi ca tineri studenți eram, ne descopeream și eram valorizați cu plusuri, cu minusuri, începând de la noi, de la cum mergem, de la cum vorbim, de la cum te porți și așa mai departe. Faptul că eu eram validată, asta mi-a adus un mare, un mare Plus De bucurie și de, de încredere în tine. De încredere. Am ajuns în zona de teatru, așa cum spuneai. Actriță <coughs> la Teatrul de Stat din Constanța, din anul? Am fost angajată din anul 3, semestrul 1. 3 din 4. A fost o mare bucurie, absolut. O mare bucurie și um, um, o mare. Um, am pornit în lumea asta, ca și actor angajat cu foarte multe vise și încredere și uh, uh, Cum e forță asta? de muncă. Cum o vezi tu acum, după acești ani de experiență? Um, este încă un miraj pentru mine, este o bucurie de Uite cele mai multe imagine ori. Avem și din spectacole deja, telespectatorii le pot vedea. De cele mai multe ori uh, uh, am întâmpinat cu bucurie anumite... Uh, spectacole în care am fost distribuită, provocări, provocări sigur. Uh, dar uh, această lume mi-a adus, mi-a și luat foarte multe din uh, speranțele pe care le-am avut ca tânăra actriță, elanul pe care l-am avut. Uh, cred că mai ține, ajung să cred că mai ține un pic, poate și de noroc. Uh, nu știu de ce uh, am, am pus-o pe seama, uh, evoluția mea, am pus-o pe seama anumitor regimuri care s-au perindat prin acest teatru. Și uh, uh, fiecare manager care a venit cu echipa lui și așa mai departe, uh, eu ca și actrița Constanței m-am considerat ușor dată la o parte uh, sau poate că n-a fost chiar așa. Nici nu știu ce a fost. În schimb, vârsta mea a trecut așa. Într-o clipită am ajuns la 40 de ani, și constat că rolurile pe care le puteam juca la 30 de ani și pe care nu le-am jucat, nu mai am cum să le joc la 40. Și s-ar putea ca într-o clipită să treacă și să ajung la 50 de ani. Și rolurile pe care ar trebui să le joc acum, s-ar putea să nu le prind nici acum. Zic. Și totuși ai jucat foarte multe roluri frumoase um, care au rămas um, tipărite în um, istoria Teatrului Constanțean, de ce nu? Și cred că și în sufletul tău. Haideți să vorbim despre ele, despre câteva roluri care, care te-au marcat. Um... Um, care ți-a făcut, ți-a fost drag să te întâlnești, a făcut plăcere să te întâlnești. Hai să spun. În prima parte a carierei, mi-a făcut plăcere să joc într-un spectacol regizat de Daniel Felsner luna de miere. Și are mai degrabă un impact psihologic asupra mea pentru că am constatat că acel rol a avut. Ca și scriere de viață, cumva asemănător că a fost ca o, ca o profeție acel rol, așa s-a întâmplat în viața mea ulterioară, la fel și în viața colegelor mele de spectacol. Dana Dumitrescu, juca Dana Dumitrescu și Georgiana Mazilescu. Uh, existențele personajelor din acel uh, spectacol Luna de miere au fost existențele noastre plus minus uh, după terminarea acelui spectacol. De aceea Parcă țin ca minte, o profeție așa. E o profeție. Serios. Asta atunci. Apoi uh, Pot să nominalizez uh, spectacolul uh, în care joci și tu uh, gaițele care are o longevitate uh, frumoasă și care Pregătirea lui de atunci Pentru a juca această femeie Plină de experiență de viață Nu mi-a fost tocmai comodă Eu citind și văzând foarte multe filme Care să ducă ca și experiență În zona asta pe care trebuia să o interpretez Ba chiar am luat lecții de tango La momentul ăla Pentru că am un tango De dansat în acest spectacol Și a venit așa cu o căutare Foarte frumoasă pentru mine Și este un rol Pe care îl joc cu plăcere. Acum pot să spun, de-abia după niște ani buni, că pot să cuprind cu mintea și cu sufletul și să-l joc cu o lejeritate foarte frumoasă acest personaj, pe care, lejeritatea pe care n-am avut-o la tinerețea de atunci. Experiența nu era suficientă. Nu era suficientă, exact. Un alt rol la care mă opresc aici în ceea ce privește Teatrul de Stat Constanța este de fapt rolul pe care l-am jucat în Rolul unei Lăptărese, unde am făcut o compoziție, în regia uh, colegului nostru, uh, actor și regizor uh, uh, Iuliane Nache, și uh, pe textul uh, scris de colega noastră, Lana Moscaliu. Eu te-am iubit în rolul ăla. Este o compoziție <coughs> unde m-am jucat și unde. Mi-a făcut tare mult plăcere să-l joc. De plăcere, se vedea. Veneam cu plăcerea jocului, cu atât mai mult cu cât era o interacțiune cu publicul și -am, am ieșit din zona de confort. Asta este ceea ce a contat pentru mine, ca și lucru la acest spectacol. Spectacol pe care l-am început în zona independentă, pentru că, așa, am plecat cumva cu. Uh, dorința să mă dezvolt, să joc mai departe de teatru de stat oriunde și m-am dus în zona independentă. Dar am un rol de suflet care din păcate nu este la teatrul de stat unde eu uh, activez și sunt actriță de 16 ani, un rol oferit de uh, regizorul uh, Toma Enache care spectacol Carmen, regia lui Toma Enache, s-a jucat la Teatrul pentru Tineret. E, lucrul acest spectacol pentru mine a fost o renaștere, a fost o bucurie și o căutare pe care nu o pot egala cu vreun rol obținut la Teatrul de Stat Constanță. Cu suferință o spun, recunosc, dar acest spectacol mi-a adus multiple bucurii. Uh, și uh, uh, am întâlnit uh, la fel, l-am reîntâlnit pe uh, Lică Gherghilescu într-o postură, era director atunci uh, și uh, lucru cu dumnealui, uh, pentru că venea la repetițiile noastre, uh, mi-a dat uh, Alt gen de satisfacție și de bucurie de a juca Păcat că s-a oprit după câteva reprezentații Dar am înțeles că s-ar putea să se răia Ar fi la minunat. un moment dat Se dorește să juca acest spectacol în stagiunea următoare La un teatru din București ce frumos. Da. Tu spuneai mai devreme că teatru ți-a și dat, ți-a și luat, nu știu ce ți-a luat, probabil că știi tu ce anume, dar uite câte lucruri minunate ți-a și dat, Așa Luiza. Este. Și privim partea frumoasă a paharului. Despre teatru și despre condiția actorului în România de astăzi, vorbim în continuare, dar în partea a doua a emisiunii. Deocamdată luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim alături de Luiza Martinescu. Da. că am revenit alături de actrița Luiza Martinescu, actriță la Teatru de Stat din Constanța. Vorbim despre teatru, despre uh, lumea aceasta spectaculoasă și magică a teatrului. Luiza, uh, cum vezi condiția uh, actorului în România de astăzi? Pentru că s-au schimbat niște etape, niște <laughs> viziuni. S-au schimbat, uh, într-adevăr. Uh, uh, Cred că bine, asta este societatea, s-a transformat și uh, uh, sunt foarte multe uh, posibilități pentru uh, oameni să aleagă comparativ cu vremurile trecute, când aveau mult mai puține opțiuni. Teatrul era una dintre ele dacă aveai norocul să locuiești într-un oraș mai mare, cu un teatru acolo. În schimb, acum lucrurile s-au mai schimbat, actorii, mai ales cei care nu sunt angajați într-o instituție, ajung să facă tot felul de lucruri, să se ducă în zona de radio, să se ducă în zona de televiziune, să se ducă... Asta în cazul uh, fericit, în când fericite. încerci să faci cât de cât ceva care, în care să te regăsești, dar sunt situații în care tinerii chiar pleacă pe drumuri cu tot și cu tot diferite. Așa, așa. Uh, și asta pentru că societatea nu nu-i ajută. Teatrele nu, -i ajută. nu mai fac angajări, din păcate... Da, este o situație delicată. Nu cred că este doar în ceea ce privește actorii. Cred că lucrul ăsta afectează multe alte domenii. Dar consider că respectul vis-a-vis -vis de, de arta noastră s-a mai diminuat din anumite puncte de vedere. Pe de altă parte, sunt anumiți, anumite categorii, să spunem, de persoane care vor pune pe primul loc teatrul în existența lor, și cred că aceea. Sunt oamenii care contează sau părerea lor contează pentru mine personal. Cei care au integrat teatrul în viața lor și care, indiferent de păreri plus sau minus vis-a-vis -vis de spectacole pe care le văd sau de păreri personale vis-a-vis -vis de mine și așa mai departe, mă bucur că au integrat teatrul în viața lor și pă, ei sunt cei care. Mă interesează, ca să spun așa. Eu, ca actriță, am încercat și nu numai prin firma pe care o am, am încercat să duc teatrul și în zona de independent, de teatru independent, ca să-mi satisfac și o nevoie personală, dar și ca să aduc această artă în zone mai puțin accesibile, prin proiecte de diferite naturi și așa mai departe. Clar, teatrul este marea ta pasiune, dar hai să vedem ce alte pasiuni mai are Luiza Martinescu. Știu că uh, ai practicat uh, câteva sporturi. Am practicat. De loc de neglijat. Am practicat acesta. niște sporturi în uh, copilărie în special uh, și în adolescență, uh, datorită uh, tatălui meu. Trebuie să o spun pe asta. Pentru că, dar sigur, și în acea perioadă, adică în perioada copilăriei și adolescenței mele, neavând acces la internet, nici nu aveam internet, nici nu se punea problema de așa ceva, toată generația noastră și a celor care erau mai mari decât mine și sub mine făceau tot felul de sporturi. Iar eu eram. Practicam tenisul de masă la un nivel uh, foarte bun. Uh, am învățat cu cei de acolo, uh, colegii de joacă cu tatăl meu, uh, făceam uh, cu mama mea. Mama mea uh, joacă tenis de masă excepțional. Uh, toată lumea făcea sport, nu tenis numai de eu. masă, handbal. Handbal am făcut, handbal de performanță. Uh, până prin, uh, nu știu, parcă clasa, aș uh, ști să zic, a noua, parcă, sau a zecea, nu mai știu. Mm, dar uh, am făcut sport uh, zilnic, făceam sport. Uh, tatăl meu aproape că mă obliga, recunosc, să merg la concursuri sportive, indiferent de ștafete, de, uh, din astea, de crossuri uh, Eram uh, stresată pentru că n-am fost neapărat o fire sportivă. M-am uh, străduit să fac. Uh, Educate? M-am educat. Educa. Nici n avea încotro dacă e să o spun pe abună. Adică n-am făcut neapărat sport dintr-o mare pasiune sau dintr-o mare plăcere. Eram obligat să facem sport și uh... Pre, aveam o presiune în sensul ăsta și ce să vezi ne și plăcea la un moment dat. Cam așa s-a pus uh, problema. O vorbă din bătrân spune așa para nu cade departe de păr și totuși fi, uh, fica ta, Alexia iată da? că îmbrățișează o carieră sportivă, aș putea spune deja da? de acum, pentru că ea practică uh, volei. volei de mulți ani de performanță și vorbește-ne tu despre Alexia. Alexia are uh, în sânge uh, sport Uh, tatăl ei este uh, handbalist de performanță tatăl meu, uh, profesor de sport, fratele meu, a practicat fotbalul. Eu, uh, uh, mama mea, este și mama, o fire activă sportivă, a fost la viața ei, este campioană la tenis de masă, mama mea. Campioană la tenis de masă, nu mai știu exact. <laughs> uh, că, care cum și în ce fel, iar Alexia are în sânge uh, această uh, latură sportivă, această dorință și plăcere de a face sport uh, și a îmbrățișat uh, voleiul de câțiva ani, cred că are undeva la, uh, ăsta este al patrulea an, uh, iar uh, acum face performanță, Uh, pentru vârsta ei este la marea performanță. Ea, având 12 ani, face 13 în decembrie și uh, este, activează în două echipe simultan, ceea ce este un mare lucru pentru vârsta ei, alături de alte uh, trei fete. Uh, de asemenea, este și fata. Lupul, pentru că a fost aici în emisiune și care a vorbit și despre alexia În Colege de echipă. Uh, la fel, l-a urmat pe tatăl ei, iată, în, în, sport și uh, joacă și la echipa de speranță a Academiei de Volei din Constanța și la uh, senioare în divizia B cu fete de uh, 22-24 de ani. Deci este în echipă cu antrenoarea ei de la speranțe. Ceea ce... Uh, pentru mine este o mândrie, pentru ea este o mândrie și o nebunie. Toată lumea este evident că suntem mândri de ea și uh, sunt și în spatele o ei și o, susține, și o da. susțin uh, cât... Uh, și ea este foarte ambițioasă și eu am văzut în ochișorii ei bucuria cu care merge la antrenamente și cât de mult își dorește să ajungă da, acolo unde da, o da, să da. ajungă într-o <laughs> La ea văd pasiunea, da? ceea ce eu n-aveam. Adică, prin comparație, uh -huh, uh -huh. constat că ea, ziua ei, se desfășoară cu pasiune. Cu nerăbdare până la momentul antrenamentului, sau până la momentul cantonamentului, sau până la momentul meciului. Este un copil pasionat, realmente. Pasiunea face parte din rețeta succesului, clar. Da. Va ajunge undeva sus, așa, exact unde ea, și-a propus Luiza, și a, voi toți o să fiți foarte mândri de ea. Știu că vrea Figura. ca voi să fiți mândri. Da. A, am vorbit despre sport, am vorbit despre teatru. Vreau să vorbim și despre proiectul din această vară, Luiza, pe care tu l-ai realizat. Este un proiect foarte frumos, un proiect de revistă, dacă pot să-l numesc, care s-a desfășurat în fiecare seară undeva. La Jupiter. În? Ah, la Jupiter, da. știam că zona aia de stațiuni. Da, da, da. De unde acest proiect, de unde această inițiativă și cum a, cum a arătat el? Acest proiect n-a venit din pură inițiativă, a venit la comandă, a fost, o com a fost un spectacol comandat de către o mare unitate hotelieră din uh, Jupiter și uh, pentru că aveau acest spațiu extraordinar, este vorba de spațiul în care s-a desfășurat acest spectacol, este de fapt fostul uh, bar paradis uh, care uh, a avut uh, cei care sunt constanțeni și nu mai o perioadă de glorie, era. o perioadă de glorie unde erau spectacole de cabaret, și uh, au uh, dorit uh, să se uh, reia aceste spectacole de cabaret într-o formulă modernă, evident, uh, și al zilelor noastre. Acest spectacol a fost regizat de Mihai Sorin Vasilescu, căruia îi mulțumesc foarte mult și am avut parte de susținerea domnului Vasilescu și de experiența dumnealui, o experiență atât ca actor cât și ca director de teatru, de revistă. Îi mulțumesc Mariei Lupu pentru ajutor. Uh, pentru că uh, au fost, uh, au fost uh, niște uh, elemente de spectacol și de lucru la un spectacol de varietă, cabaret, pe care n-am uh, dorit să mi le asum uh, de una singură și mi-am dorit să am uh, ajutorul în și, uh, și uh, uh, experiența unor oameni profesioniști. Și le mulțumesc! Deci, a fost un proiect uh, care te a împlinit, ești da. mulțumită de realizarea lui, Absolut. o echipă frumoasă. Da, da, da. da. Și sunt frumoasă. convinsă că turiștii au plecat uh, așa cu cu zâmbetul pe noastre sunt foarte bune. Uh, spectacolul este foarte frumos. Uh, sunt uh, uh, niște. Uh, artiști deosebiți cu care eu am lucrat, uh, uh, corpul de balet este alcătuit din niște fete foarte talentate și frumoase și muncitoare și serioase. Am avut parte de oameni serioși. Asta îmi pare tare bine și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut probleme uh, mari sau uh, au fost pe aici pe acolo niște uh, lucruri care vin în. Uh, de cursul oricărui proiect, mai puțin uh, bune, să spun așa, sau probleme, cum le numim cu toții, însă, datorită unor oameni serioși cu care am lucrat, uh, am depășit tot ceea ce s-a putut depăși ca acest spectacol să rămână în picioare și să fie valabil în fiecare zi în care uh, a fost uh, dat uh, spectacolul uh, la public. Foarte frumos. S-au creat legat și prietenii acolo, poate mai mult sau mai puțin, dar vreau să vorbim puțin și despre prietenie. Octavian Paler spunea foarte frumos că prietenia este un har pe care îl ai sau nu l ai? Îl ai uh -huh. sau nu îl ai, Luiza? Eu l am. Îl am nu pentru că așa îmi place mie să cred sau mi-ar plăcea mie să cred despre mine, dar um, um, mă consider un om generos. Cu... Um, Oamenii cu care eu am interacționat, și întotdeauna am căutat să ofer tot ce am avut mai bun și să pot să fac pentru anumiți oameni care mi-au cerut ajutorul și care nu mi-au cerut ajutorul să le vin în întâmpinare prin tot ceea ce am putut la momentul respectiv. Nu pot să spun că. Nu pot să spun că am uh, foarte mulți prieteni Am uh, niște prieteni puțini, dar foarte buni Unii chiar de o viață uh, Și am niște oameni pe care îi iubesc enorm Nu știu dacă suntem prieteni Nu dau seama dacă suntem prieteni Sau care este sensul clasic al prieteniei Dar am niște oameni pe care îi iubesc Uh, și am să nominalizez niște oameni care sunt uh, care mi-au fost aproape în viața mea uh, cum este prietena mea din copilărie apropo de prietena prietena mea din copilărie, Daniela Dragu alături de partenerul ei de acum care, uh, pe care îl simt că este prietenul meu oameni uh, din sufletul meu cu care uh, poate să stea uh, cu mine uh, o viață, că nu m-aș plictisi. Sunt oameni la care țin foarte mult, cum este, pot să o, să o duc în zona de prietenie combinată cu o iubire și un respect deosebit pe un om foarte drag sufletului meu, iubit mai degrabă, care m-a ajutat de-a lungul vieții mele cu copilul meu și este întâmplător, este de aici din Avodari. Uh, este Lucica Leu, o femeie deosebită, care îmi știe și plusurile, și minusurile, și m-a ajutat în creșterea copilului meu, și n-a fost o relație de uh, cât de respect, uh, de prietenie, de familie. A ajuns să-mi devină familie prin extensie, cumva. Spuneai foarte frumos undeva că problemele nu le împărtășești, în schimb Clipele frumoase sau ceva de genul acesta, da, momentele fericite le, împ le împarți cu cei din jur, așa le împart, este, nu? Le împart cu cei din jur. Evit să vorbesc că fiecare aș fi ipocrită să spun că n-am avut probleme sau n-am avut eșecuri în viață sau mai știu eu ce. Dar am căutat să le țin cât mai departe, cu cine mi-am permis să le împărtășesc, le-am împărtășit, cu cine nu, nu. Și am lăsat momentele frumoase să ne lege și... Să ne țină împreună. Care crezi că este secretul unei vieți fericite? Echilibrul. Cred că echilibrul a încercat să menții echilibru între uh, bine și mai puțin bine. Vorbesc de lucrurile care ți se pot întâmpla în viață. Între a vedea partea plină a paharului și. Uh, să nu te afunzi în ceea ce nu merge bine sau n-a fost bine sau ai avut decizii, ai luat decizii mai puțin inspirate în viață. Să privești cu optimism înainte. Eu mă consider așa o tipă curajoasă, optimistă. Am, am luptat pentru, Viața mea, pentru uh, cine sunt eu, uh, astăzi uh, am trecut prin uh, bune, mai puțin bune, dar uh, luând partea plină a, pah a paharului, mă declar un om împlinit, echilibrat uh, uh, și lupt în fiecare zi să mențin echilibrul ăsta, uh, să am o armonie în viața mea, indiferent de ceea ce mi apare în cale. Am ajuns aproape de finalul emisiunii. Deja? Am un set de întrebări la care aștept un răspuns așa scurtuț. Okay. Mi se par delicioase și abia aștept să aflu răspunsurile tale. Prima întrebare, vacanță la munte sau la mare, Luisa? La mare, totdeauna la mare. Film acasă cu un popcorn în brațe sau la cinematograf? Acasă. E mai intim, este mai... Uh, confortabil? mai confortabil. <laughs> nu te deplasezi, totul e la... La îndemână. La îndemână. Genul de muzică preferat? Uh, muzica ușoară românească. O iubesc. Dacă s-ar putea și veche, nu? Uh, <laughs> Sau și nu veche. neapărat? Și veche, mai mult veche. Asta am vrut da, să Am zic. crescut uh, cu Trofeu Amara exact. și cu festivalul de la Mamaia, pe care l-am și prezentat în 2007. Și... Uh, Uh, sunt fericită să ascult, nu m-aș plictisi dacă să auzit, nu mai și muzică eu la fel. ușoară românească. <laughs> Corect. Numai. Care este cel mai prețios obiect pe care îl ai și de ce este el prețios? Copilul. <laughs> nu este un obiect. <laughs> e un obiect, dar e cel mai prețios. Este cel mai prețios. <laughs> În rest, nu am obiecte prețioase. Nu am. Am doar oameni prețioși. Atât. Pe ce îți place să cheltui banii? Uh, <laughs> îmi place să cheltui banii pe uh, haine, pe bijuterii, îmi place să cheltui banii pe vacanțe. Normal. Îmi place să cheltui banii pe uh, cursuri, pe cărți, uh, pe mâncare bună. Uh, tot ceea Pe ce, cam tot ce te face să te simți confortabil, relaxat și bine. Da, da, da. Iată. Dacă s-ar face un film despre viața ta, ce gen de film ar fi acela? A, ce gen ar fi? Ce gen ar fi? ar fi a, 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 Uite, ce întrebare pă, <laughs> bună! Poate să fie și o, o nu știu, mai multe genuri într-un da. singur, Uite, cumva. Uite, ce gen, dar există un film pe lumea asta pe care de câte ori îl văd, îmi văd viața mea. Și acest film se cheamă Mănâncă, roagă, te iubește. Este, nu știu genul lui, dar este un film în care mă regăsesc în proporție covârșitoare. Da. Care este lucru care te nervează cel mai mult? Trebuie să ai ceva. Am mai multe. Păi da, zi Hai. Mă deranjează și mă, mă usuc la propriu când am de-a face cu minciuna. Eu sunt un om foarte direct și primesc lucrurile, indiferent de greutatea lor, la fel de direct. Și atunci, minciuna și ipocrizia mă, mă deranjează cel mai mult pe lumea asta. Ce ai fi vrut să faci dintotdeauna și nu ai reușit? Un lucru pe care ți-l ai dorit să-l faci în viața asta. Uh, nu aș să zic că uh, sunt lucruri pe care mi-am dorit să le fac și nu am apucat să le fac. Ceea ce mi-am dorit, am făcut. Uh, Poate că mi-am dorit să călătoresc mai mult, dar asta nu înseamnă că nu se va întâmpla. Sau că n-ai călătorit. Sau ai călătorit. că n-am călătorit. Iar aia, ai da. toată viața înainte da, să călătorești. Să călătoresc leiza. mai mult, să văd cât să cuprind cât mai mult uh, din lumea asta. Bine, să mai iei pe mine în călătorile tale. Cu drag. Uh, când ai plâns ultima dată? Plâng mereu, Lili. Plâng uh, așa și la o simplă uh, melodie pe care o aud. Mă, mă poate atinge într-un fel sau altul. Plânsul face parte din viața mea, nu la modul neapărat dramatic, dar mă pot înduioșa, mă poate atinge, mă poate tușa, oricând. Nu să zici că plâng doar când se întâmplă niște lucruri cumplite. Nu. Sunt un om emoțional, sunt un om sensibil și există foarte multe uh, situații sau momente care mi-ar aduce lacrimi în ochi, just like that. Și de ultima întrebare, de cine ți este cel mai dor astăzi? Uh, Mi-e dor mereu de părinții mei. Mereu. Mulțumim mereu. frumos, Luiza. A fost o întâlnire frumoasă. Uite că am... dau lacrimile, vezi? Uite, vezi, ne-am emoționat la final. Uh -huh. Ce poate fi mai frumos decât să-ți declari iubirea față de cei care te-au creionat, față uh -huh. de cei care uh, te-au făcut să fii ceea ce ești astăzi, uh, față de cei care sunt sprijin și față de cei care te cunosc cel mai bine în lumea Hai. asta. Mulțumesc pentru întâlnire. Mulțumesc și eu. Ia, da. Ea este Luiza Martinescu, dragi telespectatori. O puteți urmări și pe scena Teatrului de Stat Constanța. Urmăriți programul și vedeți în ce spectacole, Luiza, te pot vedea? În Gaițele, în cea mai frumoasă soție. Deocamdată. Deocamdată. Așteptăm și alte proiecte. Mulțumim frumos, dragi telespectatori, așa puțin cu ochii lacrimați de emoții și de frumos și de întâlnirea aceasta minunată. Eu vă spun la revedere și ne întâlnim săptămâna viitoare, pe curând.